Dacă cineva va păzi cuvântul meu, nu va vedea moartea în viac. Din Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 8, versetul 51. Preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase maici, Hristos în Evanghelia pe care tocmai am auzit-o, ne spune că tot cuvântul pe care îl păzim noi, cuvântul Lui pe care noi îl păzim, este dătător de viață. Cuvântul Lui Hristos este dătător de viață pentru că El însuși este fără de păcat. Cuvintele noastre, toate, sunt cele care conțin în ele sămânța, sâmburile acestea al morții, pentru că în spatele acestora este păcatul pe care îl săvârșim zi de zi. Nu este o noutate ceea ce vă spun, faptul că orice cuvânt pe care noi îl rostim conține în sine o energie. Fie o energie binefăcătoare, o energie binecuvântată sau o energie care poate să fie destructivă, poate să fie una care ne destructurează din punct de vedere sufletește. În momentul în care am auzit acest cuvânt al lui Hristos, dacă noi vom păzi cuvântul Lui, nu vom muri în viac, mi-a venit în minte un cuvânt de folos din Pateric, al avei Isidor Pelusiotul, care ne spune că mai bună este viața fără cuvânt decât cuvântul fără viață. Pentru că viața și tăcând folosește, iar cuvântul și strigând poate să nu folosească. Trăim într-o lume în care asistăm la o inflație a cuvântului. Vorbim foarte mult, nu avem această grijă, atenție față de cuvintele pe care noi le rostim. Nu ne mai dăm seama faptul că ele sunt, așa cum v-am spus, un vehicul, un purtător, ele sunt purtătoare de cuvinte, de energie. Și foarte ușor poți depista un cuvânt care are în dărâtul lui viața, experiența, sau un cuvânt care este o pură emisie fonică sau un enunț așa teoretic, de natură teoretică. Cuvântul care are în spatele lui viața este un cuvânt care întotdeauna te așează într-o cele din lăuntrul tău. Este cel care îți dă un sens, îți dă o lumină. Cu alte cuvinte, te poți agăța de acel cuvânt și poți să te hrănești din el. Cuvântul care n-are nimic în spatele lui și este doar o simplă emisie fonică este unul care nu rămâne nicăieri. Cel mult poate să ne tulbure în sufletul nostru. Nouă, în special slujitorilor altarului, ni se cere atenție extraordinară față de cuvânt. Cum îl folosim? Pentru că este instrumentul nostru prin excelență de lucru. Din nefericire, nici noi nu reușim să avem grijă de modul cum vorbim, de modul cum mânuim cuvântul. Și nu am în vedere atât arta aceasta a oratoriei, a elocinței, cât această stare duhovnicească pe care trebuie să o ai înainte de a rosti fiecare cuvânt. Întotdeauna, poate că vă șochez spunându-vă lucrul acesta, mie mi-au plăcut oamenii bâlbuiți. Pentru că aveam sentimentul și am sentimentul că oamenii care se bâlbâiesc parcă moșesc cuvintele. O anumită gingășie în a rosti acele cuvinte. Nu le dau drumul așa cum noi, care avem această capacitate de a ne
exprima, să spunem, cu foarte mare ușurință, fără să avem niciun fel de trac la nivelul rostirii. Cei care se bâlbâiesc, mi se pare că parcă într-un fel Dumnezeu vrea să ne învețe pe fiecare dintre noi cu o anumită grijă în a scoate cuvântul din gura lor. Cred că undeva ar trebui, cam în zona aceasta, ar trebui să rămânem și noi. Ori de câte ori vorbim, să avem întâi în mintea noastră că e atât de important să moșești mai întâi cuvântul pe care îl rostești. Adică să stai să acest cuvânt să fie în mintea ta într-o stare de digerare, într-o stare de digestie. Să știți că și mintea noastră are nevoie de acest proces de digestie al cuvintelor, a tot ceea ce noi rostim. Hristos atât de frumos ne spune că dacă noi păzim cuvântul Lui, nu vom muri în veac. Cu alte cuvinte, când tu ai grijă de cuvântul acesta al lui Hristos și din cuvântul lui Hristos, se pot naște toate cuvintele pe care noi le rostim. Desigur, cele care sunt binecuvântate și sfinte. Nu poți să păzești ceva dacă nu deții acel lucru, dacă nu ai posesia acelui lucru. Aici este o altă problemă asupra cărei ar trebui să zăbovim. Nu poți să păzești cuvântul lui Hristos dacă nu este al tău, dacă nu ți l-ai asimilat, dacă nu ți l-ai asumat și mai tare decât atât, dacă nu ți l-ai metabolizat. Să devină carnea și sângele tău. Numai după aceea poți să spui că tu păzești cuvântul lui, dacă îl deții, dacă este al tău. Este un lucru atât de simplu. Niciun lucru din orice obiect din lumea aceasta nu poți să spui că îl păzești, ești gardianul lui, dacă nu-l posezi, dacă nu dispui de el, nu-l ai în mâinile tale. Numai în momentul în care îl ai în mâinile tale, poți să spui că tu devii gardianul, păzitorul acelui lucru. Și cu cuvintele lui Hristos, la fel ar trebui să ne gândim, să devenim posesorii acestor cuvinte ale lui Hristos, să devină ale noastre. Însă nu putem să facem lucrul acesta dacă nu avem exercițiul meditației, al contemplației asupra ceea ce înseamnă cuvântul. Sunt părinții din tradiția bisericii noastre care o viață întreagă zăboveau asupra unui verset din psalm. O viață întreagă. Toată viața lor gravita, pivota în jurul unui singur verset, în jurul unui singur gând al lui Dumnezeu. Și cu acesta se hrăneau ei. Nouă ne este foarte greu pentru că suntem atât de dispersați, atât de împrăștiați din punct de vedere lăuntric și nu reușim să ne concentrăm, să ne lipim mintea de un singur gând. De un singur gând al lui Dumnezeu. Și tare bine ar fi ca noi, în primul rând, slujitorii, cei care propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, să ne asumăm acest exercițiu ca zi de zi, să citim câte ceva din Sfânta Scriptură, să ne alegem un verset care pică așa frumos pe sufletul nostru și să meditez pe parcursul întregii zile la acel verset. Veți vedea, vă asigur, că vom păcătui mai puțin. Pentru că acea meditație la cuvântul lui Hristos este cea care îți dă energia aceea de a te răsuci înspre lăuntricul tău, de a te aduna, de a-ți găsi propria unitate a ființei tale. Și numai în felul acesta poți să sporești din punct de vedere duhovnicesc. Acesta este gândul asupra căruia am vrut să zăbovesc, am plecat de la versetul pe care l-am auzit în Evanghelie și să nu uităm gândul acesta de duh al Avei Sidor, că mai bună este viața fără de cuvânt decât cuvântul fără de viață. Pentru că viața și tăcând folosește,
iar cuvântul și strigând poate să nu folosească. Amin. Hristos a înviat.